da? Bună ziua, vorbesc cu domnul Alexandru. Bună ziua, da. Mă numesc Puiu Armelia, linia Serviciul de Securitate a Băncii Transilvania. Convorbirea noastră este în curs de înregistrare. Cererea dumneavoastră din promotie este aprobată, banii sunt transferați în nou dumneavoastră cont, deci deja peste o oră puteți utiliza fondurile pentru nevoile dumneavoastră principale. Vă reamintesc că potrivit contractului din promotie, prima plată va fi de 1.000. O minută. Care cont? Ziceți-mi o dată, vă rog. Care cont? Contul care a fost creat pe data de 4 martie la ora 11:25 la sucursala bancară noastră. Nu s-a creat, din vedeți că e o fraudă. Vită, e o fraudă. E o fraudă și convorbirea se înregistrează și din partea mea. Și mai cum, de unde aveți minută, datele mele? Vreau să ziceți că... Alo. De unde aveți datele mele? Vedeți că eu... Adică de unde, domnule? Din sistema noastră, Banca Transilvania. Nu am făcut niciun cont, eu n-am trebuit cu băncile. Vă rog să scoateți datele de acolo și dacă puteți să mi raportați în scurt timp. Dacă nu, eu voi face demersul la DICOT, antifraudă. Cineva ori se folosește de datele mele, ori e o chestie de marketing. Băgata. Atenție! V-am înțeles. Ziceți nu am încheiat niciun cont, că eu n-am treabă cu băncile. Nu am treabă cu băncile. Vă rog să-mi raportați în scurt timp de unde aveți acest număr de telefon și alte date bănuiesc, ca eu să fac demersuri. Pentru că eu mă ocup de cercetare pe combaterea... Ați nimerit exact. Vă înțeleg foarte. Ziceți mai o dată, vă rog. Ce date mai aveți alo, de femine? Ce date mai aveți, alo. Mai aveți de femine? Adică ce date, domnule? Ce date toate datele care sunt în sistemă, eu le văd. Uitați, domnule, eu am toate datele despre dumneavoastră care sunt la mine în sistemă, dar eu nu pot să le văd de dumneavoastră pe telefon. Aici o să semnalez departamentul din cadrul serviciului Rămân de Informații cu privire la o fraudă. Cineva vrea să obțină niște bani folosind datele mele. Atenție foarte mare. Deci se și la mine și la dumneavoastră. V-am înțeles. Uitați, pot să vă zic a doilea număr de telefon care a fost legat de acest cont. Așa. Puteți să verificați, poate vă este familiar sau cunoscut. Este comod să vă zic? Se registrează oricum. Repetați-mă o dată, vă rog frumos. Se registrează oricum. Eu n-am cum să știu pe din afară numere de telefon ale altora. Eu m-am înțeles. Nu vă este interesant cine v-a făcut cont anulați, pe numele dumneavoastră. Anulați operațiunea, altfel o luăm pe cale juridică. Eu nu am nicio relație cu băncile. V-am înțeles, dar cererea a fost deja aprobată și banii sunt în tranzacție. A fost aprobată la sucursala băncii la București, Calea Vitan 199. Eu sunt doar centru telefonic și vă pot doar informa despre aceasta. Știi de unde, știi de unde sunt eu? Dacă ai datele acolo? De unde sunt eu? Eu știu cine sunteți eu, că și eu am datele înaintea mea. Deci eu nu am încheiat niciun cont și vedeți cum o faceți, că în cursul zilei de astăzi o să demarez o anchetă. Tatu, dacă nu ați fost dumneavoastră, pot concluziona că sunteți o victimă în oraș. Exact. Poate v-ați transmis datele prin poștă, prin Telegram, Viber? Mai mult decât numele și prenumele pe internet, eu nu am datele. Nu aveți nicio cartieră și nu ați făcut cumpărături online? Am făcut cumpărături online, dar nu mi-am dat datele din actul de identitate. Nu dețin semnătură electronică.
Eu vă înțeleg, dar ascultați, dacă aveți cartieră și puteți face cumpărăturile online, semnătura dumneavoastră este... Nu, eu fac cumpărături simple, spre exemplu la AEMAG. Comand, vin acasă, plătesc rambursul la curier. Doar cu numele și prenumele, adresa și număr de contact. Eu nu am carduri de-astea, gen Revolut sau alte treburi. Am înțeles, dar uitați-vă, persoana care a făcut aceasta, vindivața a luat datele dumneavoastră.